Specialiștii Direcției pentru Agricultură spun că anul acesta a fost un an bun din punct de vedere agricol, însă nu același lucru se poate spune despre prețul produselor agricole. Majoritatea producătorilor agricole au producțiile depozitate și speră că anul următor să obțină un preț mai bun pentru produsele în care au investit. Anul agricol 2012-2013 a fost un an cu producții bune, spre foarte bune, atât la culturile înființate în toamna 2012, cât și la culturile înființate în primăvara 2013. Dar semnalele și statistica arată că financiar este un an mediu, să zic, sau sub nivelul celui de anul trecut, întrucât au fost prețurile de valorificare mici sau foarte mici. Până în acest moment, în județul Giurgiu s-au recoltat aproape 47.000 de hectare de porumb boabe pentru consum, ceea ce înseamnă un procent de 98%. Culturile de sorg și porumb boabe de sămânță, floarea soarelui și cartofii de toamnă s-au recoltat 100%. Comparativ cu anii anteriori, județul Giurgiu anul acesta a înregistrat cantități și suprafețe mai mari la cultura de porumb, chiar 13.000 de kilograme boabe la hectar. De exemplu, cultura de porumb boabe nu este general la nivel de județ, specifică zonei de sud a județului, unde s-au obținut producții foarte bune, 12.000-13.000 de kilograme boabe la hectar, care a compensat prețul redus de valorificare, care s-a vândut cu 0,45-0,50 de bani kilogram. Deci s-a obținut o valoare a producției pe hectar destul de bună față de celelalte culturi, de grâu, de orz, de floarea soarelui. Producătorii din județ au capitalizat cu mijloace de producție și resurse umane suficiente pentru a putea produce culturi agricole competitive și eficiente. În ceea ce privește stadiul lucrărilor, privind însămânțările de toamnă, s-au finalizat procedurile de sămânțat la rapiță 15.000 de hectare, grâu și secară în proporție de 53% și orz 15.000 de hectare. Suprafața totală de teren agricol din județul Giurgiu, ce este însămânțată în acest moment, este de 250.000 de hectare.